Artrita reumatoidă. Artrita reumatoidă este o boală mutilantă la nivelul degetelor, în special, dar și a restului articulațiilor, în special a femei, degetele femeilor la mână devin foarte, foarte neplăcute. Pur și simplu există o deformare la, de la nivelul degetelor. Și știți că mâinile femei um, au o notă de eleganță, reprezintă eleganța, reprezintă, în primul rând, o modalitate foarte bună de a lucra, de a găti, de a face ampleti, de exemplu, de a desena, poate de a picta de a cânta rapian da? pentru cei care sunt profesioniști în acest domeniu și care nu mai pot să facă acest lucru, dar este o problemă și de stimă personală, este o problemă de afectare profundă a relației uh, tu cu tine ca și femeie, pentru că ai niște degete destul de neplăcute ca și aspect. Sunt sigură că aveți diversi pacienți cu diferite diagnostice. Cum tratați sau ce pacienți ați mai avut și cum tratați aceste diagnostice? Zilele trecute am avut aici în Spania, în Marbea, o doamnă din Franța. Ea a venit, venit adusă de, de băiatul ei care era de origine italiană și se stabilise aici în, în Spania și mama lui a venit în vizită. Eu îl tratam pe domnul italian de un perfecționism extrem și eu era o persoană care se înfuria foarte tare. Și, în și momentul în care am făcut consultația, l-am întrebat și de mamă. Și el și-a dat seama că și mama lui este bolnavă, plus că avea această artită reumatoidă. O doamnă foarte amabilă și foarte drăguță, așa părea. Și, în momentul în care a venit la consultație, uh, um, era franțuzoie, că ne-am înțeles cu traducere, <laughs> așa. Și vreau să vă spun că era o chestiune foarte interesantă, pentru că ce a dus la o fidelitate 100% a diagnosticului și a crescut foarte mult încrederea pacientei față de această metodă și față de medicul care îi stătea în față, este că eu am sesizat că pe lângă artrita reumatoidă deformantă și foarte neplăcută, doamna aceasta se îndrepta către un diagnostic de Parkinson. Și când am, când am, rostit cuvântul Parkinson, pentru că știți că în medicina holistică se prognozează următorul, următoarea boală, sau se arată ce urmează în viitor și lucrul ăsta este științific, pur și simplu cei doi au înghețat pentru că tatăl Doamnei murise chiar de Parkinson. Și atunci această fidelitate în a trata, în a diagnostica, a făcut-o pe Doamna să-și să și ia 5 ore asta la aparat și masaj fohau va pleca în curând și din septembrie va reveni din Franța în Marbea la fiul ei să se trateze pe o perioadă îndelungată, pentru că niciun medic n-a fost până acum de asemenea fi de stabilirea și precizie în stabilirea diagnosticului și de asemenea nu a fost nimeni care să-i spună de fapt că această boală se poate rezolva.